Haideți să reocupăm locurile. În seara asta continuăm un ciclu de studii biblice pe care l-am început urmă cu multă vreme și l-am abandonat. Minte deschisă. O temă pe care n-am dezvoltat-o în biserică de ani de zile. Studiile astea le am încă din 1997. Biserica de pe plopilor despre învățătura despre Trinitate. Biserica noastră se numește Sfântă Treime. Când ne-am dat numele de Sfânta Treime în 1996, erau să mă bată niște oameni prin beiuș. Mi-aduc aminte că unul dintre ei zgâlțea gardul bisericii într-o zi de marți să plece satana, zice, de firmă de aici două motive principale pentru care trebuie să abordăm iarăși doctrina această învățătură aceasta despre Sfântă Treime. În primul rând, există în România, în bisericile evanghelice, un val, mai mod special să văzut lunile acestea în bisericile adventiste, care neagă Trinitatea. De asemenea, în Beiuș, numai săptămâna viitoare, mai vin încă 35 de fete din Sri Lanka. Marea problemă a noastră când ne confruntăm cu budiștii, cu confucianiștii, care vor fi, că probabil că vin și din aștia, hindușii, este că, deși s-au închinat unor Dumnezei, mulți, în momentul în care vin în bisericile noastre, aici e o mare problemă. Nu mai vorbesc de problema pe care o avem în Londra, cu musulmani, pentru că ne spun nouă că suntem politeiști, că avem trei Dumnezei. Și atunci, dacă nu știm să argumentăm lucrul acesta, avem o problemă. Încerc să fac apel numai la Biblie, deși uh, va trebui să și gândim puțin pe lângă versetele sau pe marginea acestor versete, pentru că o persoană sau o biserică care nu crede și nu afirmă trăimea sau trinitatea, cum vreți dumneavoastră, nu este o biserică creștină. Adică spuneam odată că dacă încerci să-i trinitatea, îți vei pierde mințele. Că e greu. Dacă uh, o negi, îți vei pierde sufletul. Așa că dați-mi voie ca să ne trezim neuronii în seara asta și să punem la treabă ca să ne rămână sufletul întreg. Amin. Deci, pentru asta. ce drept, cuvântul Trinitate nu se găsește nicăieri în Biblie. Aceasta este o problemă destul de mare, majoră. Pentru că nicăieri nu scrie Trinitate. Nu veți găsi în toată Scriptura lucrul acesta. Cuvântul acesta, Trinitate, înseamnă triunitate, dacă îl înțelegem așa, sau trei în unitate. Cum vreți dumneavoastră? În 1993, când am venit aici în biserică, erau pentecostali. De obicei, penticostalii, o anumită ramură a penticostalilor, au fost unitarieni. Adică, vă aduceți aminte, de exemplu, ca și în Căbești au fost oameni care s-au botezat a doua oară în numele Lui Isus. Vă mai aduceți aminte Asta. Ei erau unitarieni. Era o formă de modalism, în ce sens spuneau. Această învățătură se numește în engleză Only Jesus, numai Isus și provine, nu provine, că de fapt e veche, de vreo 2000 de ani, dar a fost uh, luată de bună de către un predicator pendicostal și astfel a reușit performanța ca să infuzeze în mod special la pendicostal această erezie. William Marion Branham dacă ați auzit despre el, a murit într-un accident de mașină în 1960 și ceva. Uh, Brahamiștii, da? vă spune ceva aceasta, ei spuneau că nu mai există Dumnezeu Tatăl, că există doar Dumnezeu Fiul. Și atunci orice botez în numele Sfintei Treime este un botez greșit, pentru că nu mai există și nu există Sfânta Treime. Și că oamenii trebuie să se boteze biblic, așa cum apare și au fost botezați în numele Lui Isus. În fapte, în capitolul 19, și au mai fost câteva botezuri în numele Lui Isus Hristos, fac o mică paranteză aici. Atunci când au făcut, când au spus Pavel lucrul acesta că au fost botezați în numele Lui Isus Hristos, când Petru a botezat în numele Lui Isus, aceasta era dovada maximă că au înțeles creștinismul. Nu se punea problema că ei nu credeau în Dumnezeul Bibliei. Ei pentru asta au și plecat robi în Babilon, pentru că au crezut în mai mulți Dumnezei. Când s-au întors de acolo, așa s-au vindecat de politeism, de mai mulți Dumnezei, încât nu mai l-au acceptat nici pe Iisus Hristos Domnul, că au zis, mă, nu mai fusărăm odată 70 de ani în Babilon, pentru că am crezut în mai mulți Dumnezei. Am tuvi și spuneau lui Pavel, vrei să-i mai un Dumnezeu pe gât? Nu avem noi destul unul, unul și cu unul. Și aceasta a mers în pentecostalii noștri. De exemplu, bisericile pentecostale vechi, multe dintre ele erau fără să-și dea seama, unitariene. Adică credeau că există Dumnezeu Tatăl, dar era un fel de, vă spuneam, un modalism. De ce? O persoană era substituită. Pentecostale spuneau un fel următor, Dumnezeu, doar Dumnezeu Tatăl există, deci pe deosebire de erezia lui Branham, care spunea că doar Isus mai există, Pentecostalii vechi spuneau că doar Dumnezeu Tatăl există și că Domnul Iisus Hristos este născut fiu pe baza Psalmului 2, versetul 7, în care zice în felul următor, Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, dacă, vă, dacă citiți în, în Cornilescu, e cu fumare, acolo e destul de mare problemă, tu ești fiul meu, cu mâna mare, astăzi te-am născut. Și atunci ei spuneau că Domnul Iisus Hristos are un început. Pentru că de aceea e ca mersul pe sârmă. Dacă, de exemplu, accentuăm cele trei persoane separate, cădem în politeism. Dacă, dacă accentuăm prea tare legătura dintre ei, cădem în unitarianism. Doar unul dintre ei iese la suprafață. Și destul de complicat Pentecostalii vechi nu au crezut neapărat că, Iisus, că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Știau că e Dumnezeu Tatăl și că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, da? un început, iar Duhul Sfânt nu este Dumnezeu. Pentru că spunea conform fapte capitolul 1, versetul 8, și voi veți primi o putere. Fără ca să mai ne gândim după aceea, mă, că puterea nu poate să fie impersonală. Puterea vine de la cineva. E un atribut. Ori noi vorbim despre o persoană, persoana Duhului Sfânt. E bine, ce spune Biblia despre Sfânta Trăime? Atunci când am pus mâna pe cartea lui Wayne Grudem, noi normal am făcut teologie sistematică după Thyssen, Harry Clarence Thyssen. Dar atunci s-a tipărit cartea unui baptiz, Wayne Grudem, și el spunea că doctrina Trinității este una dintre cele mai importante doctrinele credinței creștine. Și el spunea așa, în momentul ăla ne răspundem la niște întrebări. Cum e Dumnezeu în el însuși? Și acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l cunoască un creștin. Cum e Dumnezeu în el însuși? Pentru că explicându-l, încercând să-l explicăm pe Dumnezeu și cum funcționează cerul, putem să explicăm mai ușor și ce credem noi și viața noastră. Adică uitați-vă, de exemplu, la această pluralitate chiar și în Vechiul Testament, când ne dăm seama de fapt că Dumnezeu este mai mult decât cum credem noi. Adică uitați-vă în geneza 1 cu 1. La început, Elohim, spune cuvântul Dumnezeu. La început, Dumnezeu, Elohim, în limba ebraică, a făcut cerurile și pământul. Dar Elohim e plural. Din primul șut, versetul 1 spune, la început, Dumnezeirea a făcut cerurile și pământul. Da? După aceea avem numele lui Dumnezeu, Adonai, El Shaddai. Um, um, și toate acestea se termină în I. La, ev la evrei, terminația în I înseamnă plural. Exact ca im. I și im este plural, deci și Adonai, și El Shaddai, și Elohim, deci Geneza 1 cu 26, atunci Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Ei, lupta care s-a dat aceea este ce înseamnă acest noi și noastră? Dumnezeu zice despre El nostru. Și cei cu care m-am confruntat, eu, martorii Jehova, cu care am avut meciuri multe prin beiuș, îi spun că normal acesta e pluralul de majestate, că de fapt Dumnezeu e unul singur, dar exact cum zicea uh, Ștefan cel Mare, noi, Ștefan, voievod, ați perceput ideea, noi, Alexandru, Lăpușneanu, domnia noastră decretează următorul lucru, dar se referea decât la unul singur. Ei, problema în Sfânta Scriptură este că în limba ebraică cuvântul pentru mai mulți e clar delimitat determinație. Și asta avem aici. Atunci, de Geneza 3 cu 22, atunci Domnul Dumnezeu a zis, iată omul a ajuns ca unul dintre noi. Dintre noi. Cunoscând bine și rău. Geneza 11 cu 7. Veniți să ne co să coborâm, să ne coborâm, zice în ebraică, și acolo să le încurcăm limba. Ca să nu se înțeleagă unul cu altul în ceea ce vor vorbi. Noi să ne coborăm. Care noi? Mergem mai departe. Isaia 6 cu 8. Și am auzit glasul Domnului spunând, pe cine voi trimite? Aici la singular zice, pe cine voi trimite eu? Și cine va merge pentru noi? Parcă se uită Dumnezeu în jur. Pe cine voi trimite eu? Și cine va merge pentru noi? Observați în acel verset și singularitatea și pluralitatea. Parcă din toată Dumnezeu se desface aici. Adică când a fost Iisus botezat, zice, când dată după ce s-a urcat, s-a coborât din apă și iată cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind să se odihnească peste el. Și un glas din cer a zis, acest, un glas, la botez. Acesta este fiul meu iubit în care îngăsesc toată plăcerea mea. Deci avem cei trei membri a Trinității, unul era în chip de porumbel, unul era în apă și unul striga din ceruri, acesta este fiul meu prea Nu insist aici pentru că la bobotează, cam asta facem. Da? În momentul în care Dumnezeu descrie Marea Trimitere, Matei 28 cu 19 spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Evangelizarea noastră e trinitară. Faptul că ne ducem să facem evangelizare, facem în numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Mergem mai departe. În 2 Corinteni 13 cu 14, salutul lui Pavel. Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl. Și părtășia Duhului Sfânt. Să fie cu voi toți. Întrebare simplă. Dacă era așa să înțeleagă unitarian, există doar Dumnezeu Tatăl. De ce ar mai fi pomenit pe păi Iisus Hristos și Duhul Sfânt în aceeași benedicție, pe aceeași palier în egalitate? Merge mai departe. Să luăm Cred că sunt trei afirmații pe care le... A, să vă citesc și după aceea, unul Petru, unul cu doi. După preștiința sau cunoașterea dinaintea Lui Dumnezeu, Tatăl în Sfințirea Duhului pentru ascultarea de Iisus Hristos și stropirea cu sângele Lui. Iar din nou apare Trinitatea. Iuda 20, dar voi, prea rozidiți vă în credința voastră prea sfântă, rugați-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în dragostea lui Dumnezeu Tatăl, așteptând îndurarea Domnului Isus Hristos, care duce la viață veșnică. Iată din nou, Pavel, tot la câteva versete, este trinitar. El pomenește pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Haideți să luăm în considerare trei afirmații care rezumă tot ce ne învață Biblia. Primul lucru. Dragilor, există un singur Dumnezeu, ziceți amin. Biblia este clară că există un singur Dumnezeu. El e o singură ființă, nu trei zei. Ce vreau să vă, ce vreau să vă demonstrez în seara aceasta este că spre deosebire de martorul lui Jehova care a venit în ianuarie, luna aceasta care a trecut acum în 8 sau 9 ianuarie, la mine să -mi spună că unul și cu unul și cu unul fac trei, de să nu mai prostesc eu oamenii, i-am spus așa. Nu, că noi nu adunăm nimic. Noi nu zicem că 1 și cu 1, 1 plus 1 plus 1 fac 3, că eu am învățat pe oameni la biserică că 1 ori 1 ori 1 fac 1. Nu ați zis mulți, amin, că e greu și la matematică. Eu știu. Adică, dumneavoastră, credeți că mie mi-a fost ușor, dar până la 10 tot știam, mai. La noi, la biserică, nu facem adunări. I-am spus, numai mulțiri. De ce ne și mulțit în anii ăștia? Pentru că ăștia tot adună. Bob cu Bob, unul cu unul cu unul, îi dă dură trei. Eu am spus, unor, unor, unul, e unul. Asta n-am priceput eu de matematică, dar multe lucruri nu înțelegem noi. Domnul, Dumnezeu nostru, e un singur domn. Amin. Amin. 6 cu 4, ascultă șema Israele, Domnul Dumnezeu nostru este unul, zic evrei aici. Domnul Dumnezeu nostru e unul. Eu sunt Domnul, zice în Isaia 45, versetul 5 și 6. Eu sunt Domnul și nu e altul în afară de mine, nu este niciun Dumnezeu. Punct. Dumnezeu este unul, Roman 3 cu 30, Iacov 2 cu 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul? Și foarte bine faci că crezi asta, ce Iacov. Deci e primul lucru, că Dumnezeu este unul. Există un singur Dumnezeu, nu avem trei Dumnezei, avem un singur Dumnezeu. Doi, Dumnezeu este în trei persoane. Vă explic imediat. Aceasta înseamnă că Tatăl nu-i fiu și nici Duhul Sfânt. Fiul nu-i nici Tatăl, nu-i nici Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu-i nici Tatăl și nu-i nici Fiul. Dumnezeu este unul în esență, trei în persoană. Vă explic imediat, băbește și atunci veți înțelege ușor. În Ioan 14 spune așa. Voi ruga pe Tatăl, versetul 16-17, voi ruga pe Tatăl și El va da un mângâietor care să fie, sau ajutor în alte traduceri, care să fie cu voi în veci, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. De ce nu-l cunoaște? Pentru că El până la urmă locuiește în noi, în fiecare, pentru că mângâietorul, zice în Ioan 14 cu 26, Duhul Sfânt pe care Tatăl va trimite numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă aduce aminte de ce v-am spus eu. Și când va veni Duhul Sfânt, mângătorul pe care eu îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului care purcede de la Tatăl va mărturisi despre mine. Să ne înțelegem. Încă o dată, toate aceste trei persoane sunt distincte, dar sunt una în esență. Bun. Fiecare persoană este pe deplin Dumnezeu. A treia afirmație din această seară. Fiecare persoană este pe deplin Dumnezeu unul nu este celălalt și fiecare membru al Sfintei Trăim este egal în rang, egal în putere, egal în glorie și egal în maestate. De ce vreau să vă spun asta? Pentru că mi-aduc aminte că în momentul în care un frate s-a rugat odată într-o biserică unde eu trebuia să predic și s-a rugat Duhului Sfânt, a fost puțină tulburare în biserică. Nu, avea dreptul să se roage Duhului Sfânt ca Dumnezeu. Amin. Nu era niciun fel, fel de păcat, absolut. Faptul că noi am învățat să ne rugăm de multe ori într-un anumit standard pe care ne-l dă Biblia și ne rugăm Tatălui în numele Lui Isus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, folosind toate cele trei persoane da, ale Dumnezeirii, da, asta nu înseamnă că nu mă pot ruga Duhului Sfânt, că și El să roagă în mine cu suspine negrăite. El să roagă în mine, eu mă rog în el și nu e nicio fel de problemă. De multe ori, de exemplu, vorbim despre ceea ce fiecare dintre ei au distinct. De exemplu, există darurile pe care le dă Iisus Hristos, cele din uh, FSN și el a dat pe unii. Biserica, de fapt, are proroci și evangeliști și păstorii puși de Iisus Hristos ca daruri pentru biserică. De asemenea, avem darurile Duhului Sfânt din Corinteni. Duhul Sfânt are și el darurile lui și mai avem darurile pe care le dă Tatăl, pe care le găsim în Romani, care spune și Tatăl o dat pe unii, Domnul o dat, Dumnezeu Tatăl o dat pe unii. Și de, de obicei, partea socială a lucrării acolo sunt ai, care ajutorărilor, îmbărbătării și celelalte lucruri care țin de relația dintre noi. Adică toți sunt egali în putere. Nu există că Dumnezeu Tatăl este mai tare decât Dumnezeu Fiul sau că Dumnezeu Duhul Sfânt este mai slab decât ei. Nu, nici vorbă. Chiar dacă e sub chip de porumbel, apare câteodată, e la fel de tare ca Dumnezeu Tatăl. E la fel de tare ca Dumnezeu Duhul Sfânt. Uh, și sunt egali în rang, în putere, egali în maestate. Adică merită de plin aceeași cinste și slavă. Și Domnul să ne ajute ca așa să, să gândim și așa să facem. Tatălui Dumnezeu, ziceți amin. Maleahii 2 cu 10. Nu avem noi oare un singur tată. Nu ne-a creat un singur Dumnezeu. Fiul este Dumnezeu. După ce tocmai și-a exprimat doile, țineți minte ce zice zis Ion 20 cu 28? Domnul meu și Dumnezeu. Dumnezeu meu. Afirmație dură. Grea pentru evrei. Dură. Deci îl face pe Iisus Hristos Dumnezeu. Și asta e lumina de la Duhul Sfânt. Amin. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Țineți minte ce a spus Petru la Anania când a încercat șmecheria cu hoție. Vă mai aduceți aminte? Zice, ce ți o ție satana inima să minți pe Duhul Sfânt. Până ce a fost bine. Dar din toată Petru vine și zice, tu n-ai mințit un om, că Duhul Sfânt nu e om, ci ai mințit pe Dumnezeu, că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Deci avem, de dragul timpului, că avem zeci de versete, dar asta vi, vi le dau. dumnezeu Dumnezeu Tatăl. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Adică De ce au apărut ereziile în istoria bisericii? Că nu cumva să credeți, v-am spus, că toate aceste erezii au apărut urmă cu 50 de ani. Nici vorba. Sunt câteva erezii pe care vrea ca să le prindem cumva împreună și să învățăm de aici. Există o erezie numită modalism. Modalismul învață că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt nume diferite pentru același Dumnezeu, care acționează de multe ori ca Dumnezeu Tată câteodată acționează ca fiu, Dumnezeu acționează ca Duh Sfânt câteodată. Dar e același Dumnezeu și nu în trei persoane. E o singură persoană, dar care acționează diferit. Modaliștii pot să fie ușor, cum să vă spun eu, combătuți. Din ce cauză? Pentru că dacă Dumnezeu, Fiul, dacă Dumnezeu, vă rog să-mi în general, a acționat ca fiu la un moment dat, fiul acela a murit. Dacă nu mai exista Dumnezeu tatăl, s-a sfârșit tot. Nu mai avea cine să-l învieze. Deci înseamnă că ceva nu e în regulă. Deci modalismul are această slăbiciune aici. Există după aceea monarhianism care învață că există o singură persoană și că Isus și Duhul Sfânt sunt doar atribute impersonale. Adică Dumnezeu Tatăl are o atribut impersonal Asta cred și unitarienii. Ei spun că nu există Dumnezeu Isus și nu există Dumnezeu Duhul Sfânt. Până la urmă, martorii ar fi unitarieni. Pentru că ei spun că Dumnezeu Isus nu există, că Isus a fost decât un proroc, un învățător. Iar Duhul Sfânt este doar o forță pe care Dumnezeu o folosește pentru a face lucrurile acestea. Cea mai mare erezie a fost, și vă rog să fiți atenți ce vă spun acum, era cât pace că cea mai mare parte a creștinismului să fie ariană. Nu știu dacă dumneavoastră știți. Deci aici Dumnezeu a lucrat pentru un mare nenorocit, prin Constantin cel Mare. El, numai omul lui Dumnezeu nu a fost, dar Dumnezeu s-a folosit de el. În momentul în care a tranșat problema cu arie, arianismul vine de la cuvântul arie, care a fost un călugăr și care a spus în esență următorul lucru. Iisus Hristos n-a fost Dumnezeu decât până când a murit. În clipa în care a murit pe cruce, Dumnezeu l-a părăsit Dumnezeirea din Isus. și pe cruce n-a murit Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate muri, o zis el, ci a murit un om, Dumnezeu l-a dezbrăcat pe Hristos de Dumnezeire și și-a luat Dumnezeirea înapoi și pe cruce a murit un om. De ce vă spun că era cât pace ca întreaga lume, 80% din creștinismul de pe glob să fie arian, Pentru că atâta era în urmă cu 2000 de ani creștinii arieni, 80% aproape. Constantin cel Mare s-a nimerit ca bogații și câțiva episcopi care l-au influențat pe el politic, nu erau arieni și o hotărât să le dea câștig de cauză la ei mai puțini, nu la ei mai mari. Doctrina noastră adevărată, culmea, a fost impusă cu sabia. Dumnezeu poate folosi cam cum vrea el istoria asta. Dar Constantin cel Mare a avut un rol deosebit ca să nimicească această erezie a arianismului, în care spune că Dumnezeu l-a părăsit pe Hristos pe Golgota pentru că Dumnezeu spun ei, nu poate să moară. Bazați pe Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, El, El, Lama Sabactani, de ce mai părăsit? Eu au spus că nu Dumnezeu Hristos a strigat asta pe cruce, ci un om amărât numit Hristos, care deja era dezbrăcat de Dumnezeire. Și gândiți-vă că primii creștini, cei mai mulți, vă rog să mă credeți, din istoria creștinismului au fost arieni. Martorii lui Jehova ridiculizează uh, ideea trăimii și pe ei când vin la ușă, spuneți-le ce v-am spus eu, că nu vom învăța pastorul că 1 plus 1 și cu 1 fac 3, ci că 1 ori 1 ori 1, or 1 fac 1. Amin. Deci așa e o chestie matematică. Și când vor auzi asta, vor putea pleca de la dumneavoastră, pentru că uh, ei vor veni și vor spune că suntem triteici, adică avem trei Dumnezei. Nu? Asta, asta o spun musulmanii despre noi. Și atunci au apărut credeurile. În momentul în care biserica și-a dat seama că Arie era căpaci ca să facă praf creștinismul, au apărut crezul pe care lor obligat să spună bisericile în fiecare duminică. Cred în tu, Dumnezeu, Tatăl, la tot făcătorul, a tot țitorul cerului și a pământului. Și în tunul Iisus Hristos, Domn, și într unul Duhul Sfânt Dumnezeu, observați că crezul afirmă de, ce o trebuie să le spună și dimineața la slujbă și seara. Pentru că a fost un pericol. La noi mai a mai trecut pericolul și nu avem probleme cu asta, pentru că noi nu ne-am prea frământat. Dacă când trebuie să dăm socoteală de nădejde care noi, s-ar putea ca să avem niște probleme. Propriile noastre gânduri. Că prunci mă întreba pe mine, sigur nu străi. E simplu. Și atunci au apărut aceste crezuri apostolice și aș mai vrea ca să vă mai spun că aceste crezuri ne-au făcut foarte mult bine nouă, nu? Crezul de la Nicea din anul 325, la care tot Constantin cel Mare și au dus aportul. Am citit, de exemplu, câțiva episcopi, nu au vrut să-l semneze. O măr și o bătut în altă cameră. Nu, asta e, mă. ce să faci că nu toți au fost, toți au fost de acord crezul de la Bun. Cum aș putea să gândesc să vă explic dumneavoastră mai băbește, așa se zice la noi în Bihor, băbește Trinitatea? Pentru că Romanii 11 cu 33 spune o profunzime a bogăției și înțelepciunii și cunoaște Dumnezeu cât de nepătrunse să judecățile Lui și căile Lui. Imaginați-vă trifoiul Haideți să ne gândim la trifoi. Câte frunzare? Trei, pentru cei norocoși, patru. Eu vorbesc de oameni normali, cum suntem noi. Da? Trifoiul, de aia să și trifoi. Trifoi, tri frunze. Da? Dar când îl luați în mână, câte plante sunt? Una. Trei frunze. Un trifoi. Îl numim un trifoi, dar el are tri foi. Nu? Bun. Un copac. Ce e un copac? Rădăcină, tulpină și coronă. Nu puteți gândi un copac fără rădăcină, nu puteți gândi un copac fără coronă. Nu puteți gândi un copac fără trunchi. Corect? Apa. Apa poate să fie lichidă, solidă, gheața și gazoasă, vapori. Când luați fedeu, voa. Bun. Și dacă nu luați la timp, nu mai vedeți apă. s-a transformat în, vapori. Aceeași apă, lichidă, solidă și gazoasă. Soarele. Spunea fratele Trandafir Sandru, bă, pruncilor, tata e soarele, zice. M a plăcut cum o zis bătrânul, erau deștepți. Tata e soarele, zice, fiul lumina de la soare și sunt e căldură. Ce frumos o zis. Tata e soarele, în singur soare. Dar avem și lumină dimineața și avem și căldură de la soare și în singur soare. Eu, de exemplu, sunt o persoană. Da? Întreg. Așa mi se pare am. Sau poate că nici nu mai știu dacă sunt întreg. Da? Ziua. Soț. Tată. Și păstor. Da, sună. Pricepeți? Poate pe undeva și noi suntem alcătuiți trup, suflet și duh. Dar tot o persoană suntem. Ou, wow. albuș, gălbenuș și coajă. Un wow. Trei lucruri într-un ou. Imaginați-vă o ou chineză și l-a imaginat deja, numai gălbenuș întreabă, vrei numai albuș? O au vers, alea un albuș. Pentru muzicanți, să zicem, cheia de do major, prima, a treia și a cincea notă, sunete distincte, de o singură notă, până la urmă. Știți că cea mai bună ilustrație până la s-ar putea să fie din Biblie într-o că zice în Ioan 14 cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. În Coloseni 1 cu 15 spune, Iisus este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut. În Evrei 1 cu 3, este strălucirea slavei lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegeți în seara asta câteva lucruri că până la urmă treimea ne învață să prețuim cine e Dumnezeu, pentru că spune că meditarea asupra Sfintei treimea lui Dumnezeu e atât o activitate intelectuală, cât și una spirituală, pentru că este o taină și Dumnezeu nu își revelează tainele tuturor când Dumnezeu, că există această doctrină, nici în învierea lui Hristos, nu puteți gândi decât dacă nu vi dat de sus. Luminați de Duhul lui Dumnezeu. Nici treimea. N-aveți cum să o gândiți dacă nu sunteți luminați de Dumnezeu, pentru că e o taină, e o revelație a lui Dumnezeu. Nu, nu vom putea explica întotdeauna lucrurile acestea. Dar sunt convins că în momentul în care Dumnezeu îți revelează maestatea Lui altfel te închini. Zicea Pavel, spre rușinea voastră vă spun că cei mai mulți de aici poate nu cunoașteți pe Dumnezeu. Pentru că ne-a fost frică. Mă, nu mă duc, mă ard. Cu câte apropii de soare, parcă simțim arsura Lui. Și ne mirăm de ce suntem reci. Pentru că ne-am depărtat ca să nu ne frigem. Și atâta ne-am depărtat încât am înghețat. Am ajuns la concluzia că în momentul în care ne gândim la Dumnezeu și facem, încercăm să gândim despre El, spunea Calvin odată, zicea John Calvin, spunea că dacă încercăm să ne gândim la Dumnezeu fără să ne gândim la Tatăl, Fiul și Duhul, atunci numai numele gol al lui Dumnezeu zboară în creierul nostru, excluzindu-L pe adevăratul Dumnezeu. Pericolul care ne paște este să gândim un Dumnezeu istoric. Adică cum l-am învățat la școală? Cum l-ați învățat la școală? Că Dumnezeu e unul. Și să ne batem cu musulmanii. Dumneavoastră aveți habar cam cât o pierdut creștinismul într-un fel, zic în ghilimele, pierdut că a fost cam complicat cu Sfânta Treime față de musulmani? La musulmani e simplu. Allah e Dumnezeu, Isus și alții și Moise sunt niște proroci. Mă rog, dau la săraci, o lună postesc în fiecare zi, mă duc până la Meca și cam asta. E ușor, la noi e greu, e greu să explici. Și nu m-am putea explica, dar măcar aș vrea ca să vă rugați și să spuneți, Doamne, te rog, revelează-mi ființa ta, pentru că va trebui să dau socoteală. Zice Iisus Hristos, nu vă îngrijorați când veți ajunge în fața lor. Vă rog să mă credeți că așa ne-am îngrijorat că am fugit de ei. Și noi normal ar trebui să le spunem. Noi asta am învățat la biserică. Și ce vă rog ca și gospodine? Spuneți-le măcar de ou. De trifoi de apă, că v ars cu vaporii, luând cratița. Vă aduceți aminte? Sunt lucruri care nu se uită niciodată. Spuneți-le că Dumnezeu îi Hristos. Nu vi se pare ciudat că orice martor în momentul în care noi spunem că Isus Hristos e Dumnezeu, se simte rău și pleacă, că Ioan ajunge să spună că anticristul este acela care îl neagă pe Isus Hristos ca fiind Dumnezeu și noi îl căutăm și credem că o fi Bill Gates până la urmă. Vreau să pricepeți un lucru. Trăim astăzi cu toți aici pentru că ne-am obișnuit cu un Dumnezeu istoric, dar nu prea poate să facă mult bine Dumnezeul acela dacă nu te-ai dus în adâncime spre El și va trebui ca să, să spunem, Doamne, vreau să te cunosc. Nu numai să cântăm, vreau să te cunosc mai mult. De ce vreau să te cunosc mai mult? Să nu te lauzi cu asta, pentru că vreau să te iubesc mai mult. Adică Dumnezeu să lasă cunoscut. Ce veniți, cercetați, ce Domnul. Nu fugiți de mine. Vreau ca să vă spun că am cum sunt. Adică niciun subiect nu poate să fie de predică fără Dumnezeu. Pentru că până la urmă nu l-am descoperit personal pe Dumnezeu decât atunci când mi-am golit mintea de ce am învățat. Doamne, vreau să uit acum în clipa aceasta orice predică. Vreau să uit orice cântare, vreau să uit ce am învățat, vin înaintea ta și golește-mă de orice gând și umple-mă cu gândurile tale, gândurile acelea de sus. Treimea ne oferă modul de unitate în comunitate, pentru că, nu știu cum să vă spun, ce simplu ne-ar fi și nouă, dacă mă învățați de la Dumnezeu, cum e Dumnezeu Tatăl și Fiul una, cum ar trebui să fim și noi una, în familie, în biserică, nu? Pentru că, până la urmă, această armonie sfântă ar trebui să ne învețe și pe noi, pe credincioși născuți din nou, nu numai pentru ei, mă rog, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor ca tot să fie una, după cum, Tată, ești una cu mine și eu sunt în tine, pentru ca lumea să creadă că Tu mai ai trimis. Slava pe care mi-ai dat-o Tu mie, că suntem una, zice Iisus, le-am dat-o lor, și atunci întrebarea noastră este cum dacă avem slava lui Dumnezeu dată nouă? Cum de n-am încercat să ne lipim mai tare de El? Pentru că există ceva ce ne-a dat un cec semnat în alb. Adică unitatea bisericii noastre ar trebui... Știți ce mă gândeam astăzi? Că de fapt, faptul că un om are, intră în depresie, se duce la doctor să vadă ce cu mintea lui, Observați cum umbla satana să ne facă, mă, mă doare aici, în partea asta, mă duc la doctorul Țapoș. Mă doare inima că, uite ce ne a venit peste mine, nu este un psiholog. Observați că satana încet, încet vrea să ne spună că suntem din bucăți. Vine acum, de exemplu, să ne putem pune o inimă. Da? Schimbăm inima acolo ca la mașini. Știți? Bateriile. Ați văzut, de exemplu, că săptămâna trecută, Trebuie să vă gândiți la asta. Elon Musk a reușit să facă prima operație în care un paralizat să poate să fie comandat de aici din creier cu un chip special ca să poată să se miște mâinile și picioarele. Eu, mai mult decât pentru ca medicina să facă tot ce poate ca să elimine suferința umană, dar vă garantez că nu ăsta e scopul. Pentru că noi suntem făcuți liberi de Dumnezeu, lumea satanică care e în jurul nostru va încerca să ne oblige să nu mai gândim liber. Să fim toți frumoși și proști. Comandați de la distanță. Gândiți-vă numai că chipurile implantate, pentru că să ne facă viața mai ușoară, fac o mică paranteză. De ce, de exemplu, am mai umblat toată ziua cu bani și v-am spus și spus și vă spun și în seara asta. De deci, ce e paranteză de la Trinitate? Dacă aveți bani cash și aveți și cardul la voi, nu plătiți cu cardul, plătiți cu banii cash. încurcați pe el alți. Tocmai ca să apărați principiul libertății. Pentru că încet, încet Știți de ce funcționează toate? Toate sunt pe telefon. Informațiile, buletinele vor fi pe telefon, pașapoartele vor fi pe telefon, cardurile vor fi pe telefon, totul va fi scanat bun, dar telefonul poți pierde. Noi vom accepta să nu mai, put să nu mai avem nevoie de telefonul ăla. Mă, bag în toate informațiile, ci vine o doamnă la mine și zice că trebuie să-i spun ultimile șase cifri din, din CNP-ul. Doamne, nu să normală? Unde i buletinul? Buletinul era mașină. S-a uitat la mine, zice, tu ești pastorul? Da, da, da nu înseamnă că deștept. Fugi până la mașină să-mi aduc ăsta. Bun. De ce aș mai fugi până la mașină când de fapt n-ar mai trebui să mai spun cele șase? Că nu mă pun mâna. aci. Și spune orice despre mine. Nu -i mai nevoie de nimic. Și lenia noastră de a nu mai merge până la mașină, de a nu mai purta buletinul cu noi. Dar numai ne va învăța ca să fim roboții drăguți, mișcați. Povesteau zilele acestea că marea problema lor va fi că tot, toate chipurile care vor fi implantate trebuie ca să lucreze pe baza unei baterii de litiu. Ai o bagă în interior odată cu chipul. Ea se alimentează de la căldura corpului. Cele două, fruntea este locul cu temperatura. Dacă vrei să iei temperatura copilului, când era micuț, unde puneai mâna dosul pălmii? Pe frunte, pe mână, aici. Aici e cel mai cald, aici și pe frunte. Au nevoie de căldura asta, pentru ca să poată bateriile să se încarce. Dar știți ce va fi cel mai interesant și mai frumos? Este faptul că toate bateriile acestea, toate chipurile sunt cuplate la un calculator mare și ele pot fi distruse într-o singură clipă. Știți cum să moare în chinuri? Litiu, or, litiu, bateria aceea, se va descompune în organism. Și proștii, idioți utile acest univers, toți aceia care au zis, bă, de lene, de ce vreau vrut să scot în evidența asta la Trinitate? Pentru că bătălia nici măcar nu va fi pe Hristos, credeți-mă. Și pe noi ca niște porci de Crăciun care ne vom duce singur la cuțit și vom întreba, nu ne tai nimeni, nu ne tai nimeni, lumea asta de aici. Vor să facă armată, iertați-mă că vă spun asta, cu cine să facă armată? Cu prunce care se epilează și își fac unghiile. Ăștia vrea să-i trimiteți la război undeva. Lumea asta deja ne-a ne îndobitocit. Nu mai citim o carte, nu mai facem nimic altceva și știți de ce de lene. Și acum -a închid paranteza. Știți de ce nu l-am cunoscut pe Dumnezeu mai mult? De lene. Ne-am învățat că e bine atâta. Mă, nu te... Fiți atenți ce -mi spunea mie un frate odată, surorile, nu-i dau numele, că știți de ce vor să televizează acum. Mă zică că el, de ce nu vii tu la stăruință? Aci la noi. Am mus -o, o grămadă de ani. Mă, frate, zice, de mândru ce Un om sincer. Am zis, tu știi ce funcție am aici? Mă mă chem când dă Duhul Sfânt o vorbire țigănească. Dar până nu mă fac de rușii, de să ci... ce pai locul. De ce, de ce m-aș duce unde nu cunosc? De ce aș coborâ din barcă? De ce aș călca pe ape și aș învăța mai multe despre Dumnezeu? Mai multe despre Duhul Sfânt? Mai multe despre lumea aceea invizibilă dincolo? încă mai cred că plătesc niște prețuri grele pentru cartea care am scris-o în toamnă. Încă mai cred. Pentru că în momentul în care am intrat în lumea demoni demonică, am avut cele mai mari încercări în timpul care am adunat materialul respectiv și în care am scris cartea. Am avut o grămadă de piedici cu cartea asta, ce nu vă pot spune. O fost cea mai grea carte care a trebuit ca să apară. Și acum, de exemplu, încă Liviu ne mai tocmim să o ducem, să o putem, să o ducem la tipar. Încă după nu știu câte, după 3-4 luni de zile. Pentru că în momentul în care vrei să treci dincolo de gard, există pericolul, orice pisc e sever, orice încercare de a urca mai sus pe munte, e o problemă. De aia stăm cu toții la bază, în vale. Și aici e bine. Ne vorbim de rău pe alții, mai vedem ce mai pe ăsta, mutăm predici de la unul la altul, și personal, de mult, n-am mai avut o întâlnire reală cu Dumnezeu triunic, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Nu am treabă, că nu, niciodată n-am fost admirator al lui Benny Hinn, mai ales când suflu pe oameni și pic americanii pe spate, deci spar capurile toți acolo. Când dă el cu haină pe el, ați când cu haină pe el? Nu, bun. De ce? Pentru că înaintea Dumnezeului meu nu se pică pe spate niciodată. înainte Dumnezeului meu se pică pe burtă. Deci dacă picau pe burtă, pentru mine Benny Hinn era zeu. Dacă pică pe spate, înseamnă că stă la Deci pică exact invers. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu poți face decât să te proșterni înaintea lui. Chiar mă gândeam, de exemplu, la Elie, că zice că s-a așezat cu capul între genunchi, stând în fund, urâtă poziție de rugăciune. Și Avram să proșternea înaintea lui Dumnezeu. Orice piscă se sever, credeți-mă. Suntem ca diermeie care nu se lasă unul pe altul să iasă afară din borcan, tot să tragă înapoi. Și aceea pe scară nu are nicio fel de problemă de a ține capacul pe ei. Că oricum să bate ei să se, se bage acolo înăuntru. Bă, nu te, nu te, apropie că te arzi. Stai acolo în banca ta. Și cine ți-o spune? Satana. Diavolul. Nu spune un instinct de autoconservare. Instinctele de autoconservare nu acționează. Nu acționează în domeniul spiritual. Și la fizic. Bă, mă arsei pe sobă, mai pun mâna altă dată. E fizic. Spiritual ți-a spus diavolul, nu te băga. Stai bă, nu te du la stăruință. Nu căuta după lucrurile astea. Atâtea, atâtea povești rele avem cu proroci falși, că nimeni nu mai vrea să fie proroc bun. De ce aș suferi atât? De ce aș fi atât lovit? V-am spus aceste lucruri în seara asta pentru că, până la urmă, Creștinismul nu poate fi înțeles decât dacă prețuim Sfânta Trăime. Amin. Nu poți să fii un creștin bun dacă nu iubești pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Nu. În momentul în care poți să spui, Domnule, eu iubesc mă pe Iisus Hristos, dar eu cu Tatăl și cu Duhul Sfânt n-am nimic, credeți-mă că o grămadă de biserici spun, noi suntem Sfânta Trăime. Nu sunteți Sfânta Trăime. Câte vreme n-ați vorbit de Duhul Sfânt, de 20 de ani, nu sunteți Sfânta Treime. Iertați-mă. Și asta o spun bisericilor și pentecostale. Pentru că, mă, frate, nu vrem să avem probleme. N-avem. S-a așezat tăcere. Adică, eu nu voi înțelege niciodată cum pot împiedica o eroare câtă vreme nu cunosc adevărul. Nu veți putea cunoaște niciodată bani adevărați până nu puneți, țineți în mână bani falși. Și invers. Va veni vremea, știți ce spune? Va veni vremea și eu cred că, vine, că a venit deja. Când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Și atunci își vor da învățători potriviți cu patimile lor, rătăcindu-se în tot felul de povești. Nu-i spectaculos ce v-am spus -ați în seara asta. N-ați vrea în ideea voastră, în, în mintea noastră, în fiecare ca să avem studii de genul acesta. Cei mai mulți simțim în interior că ne-ar trebui ceva mai șocant, mai un amin, mai un aleluia. Dar credeți-mă că nimic nu vă zidește mai tare decât aprofundarea cuvântului Dumnezeu amin. în toate învățăturile care și care nu vi se fac spectaculoase. Amin. Amin. Asta nu e o învățătură spectaculoasă, asta e o învățătură obligatorie. Amin. Amin. Și când v-ați dus în armată bărbață și vă, vă plimba pe burtă pe acolo, de fapt, ce voiau să facă? Că e că armată e o prostie. Bă, și dacă te-au învățat să faci patul, Fobine, și să schelci în draje. Așa nu mai depinzi de nevasta în privința asta. Știți de ce nu avem mai evanghelizare? Pentru că nu avem toată trăimea după noi. Dacă Iisus Hristos își trimite poporul în evanghelizare, deci eu voi fi cu voi, Tatăl e cu noi, Duhul Sfânt e cu noi, Iisus Hristos e cu noi. În momentul în care eu nu nu înțeleg bine Trinitatea, cum funcționează Sfânta Trăime, Dumnezeirea Lui Dumnezeu, nu o să fiu niciodată puternic în evangelizare. O să rămânem fără, o să rămânem fără, fără mărturie. Fără mărturie. Adică va trebui să trecem dincolo de, de cotidianul ăsta, de zilele acestea ale noastre în care numai într-un fel Dumnezeu lucrează. Nu, Dumnezeu lucrează cum vrea El. Cum vrea El. Nu știu, să vă citesc ceva. Nu știu ce înseamnă treziri spirituale, că am tot sar de la una la alta, dar tot aici vreau să ajung. Nu vreau să mă duc să stați în molecuță să vedem pe unde eram în oră Vreau să vă citesc o chestie interesantă. E, e prea frumosă. Nu mă, mă vă rog frumos să ascultați cum înțeleg eu că Duhul Dumnezeu poate să, să lucreze. Da? Pacea Domnului Isus, frate Vladimir. Prin harul Domnului sunt primar într-o comună din Republica Moldova, deci de dincolo. Comuna spune comuna, raionul care e acolo. Am ascultat cu tristețe cele întâmplate, am ascultat așa, sunt foarte trist, deoarece am trecut și eu prin închisoare și știu ceea ce e. Acolo m-am pocăit și acum îl iubesc pe Dumnezeu, zice primarul. Acum trebuie să fiți atenți de aici încolo. Îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice. Eu cred că l-a scălcat pe coadă pe satana și vrea să se răzbune pentru tot ceea ce faceți. Asta zice primarul. Așa, bun. Noi ne rugăm toată primăria pentru dumneavoastră și pentru fiu. Cum toată primăria se roagă. Explică mai încolo, cum ascultați. În primăria noastră, primarul, adică eu, zice, sunt pocăită. Preceptorul fiscal e pocăită. Jurista ipocăită. Bibliotecara pocăită, Directoarea de la școală pocăită, șoferul de autobuz ipocăit, șefa oficiului poștal pocăită, administratorul întreprinderii municipale pocăit, operatorul de telefonie pocăit. Pricepeți? Probabil că au făcut un pas dincolo de, de a tăcea din gură. Bă, tac, nu poți tăcea. Cunoscând Sfânta Treime, nu mai poți să tăcea pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu. Te duci exact cum o zis Iisus Hristos că au trecut prin ziduri. Că ce trebuie să fac? Să sufli peste oameni Duh Sfânt. Pentru că Duhul lui Dumnezeu care este în tine trebuie să manifeste și în oamenii Ce să fac? Nimic nu trebuie să faci. Doar să fii tu. Dar dacă tu nu ești tu ăla care vrea Dumnezeu, ești nimic. Și suntem nimic. Până la urmă va trebui ca să învățăm că pocăința începe de la lucrurile simple vieți. Eu sunt convins că nu s-a dus el și nu el ultimul și nici primul pocăitul ăla de acolo de la primărie. Dar m-am cum e să lucrezi tu ca primar înconjurat de atâția oameni, că și șoferul de autobuz dimineața care duce microbuzul, prunci toți să pocăiți. Să se salute toți în primărie, de la preceptor, de la ANAF, la toată lumea cu pacea lui Iisus Hristos, la telefonie și în altă parte. Băi, e o leacă de rai, așa simt eu. E o lecuță de rai asta. Atunci, ne învață cum să ne rugăm. Mă rog lui Iisus, mă rog Tatălui, cum mă rog? Până la urmă, ca să fie bine. În general, v-am spus că modelul biblic este să ne rugăm Tatălui în numele Lui Isus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Așa să ziceți. Nu? Mă rog ție, Tată, în numele Domnului nostru Isus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Țineți minte formularea asta. E mai ușoară. Și pomeniți toată Sfânta Treime. Adică, până la urmă, Dumnezeu Tatăl ne ascultă datorită meritelor lui Dumnezeu Fiul, până la urmă, nu? Că asta ar fi. Și prin intermediul Duhului Sfânt. Învață-ne, Doamne, cum să ne rugăm. Vă învăță ce Iisus, Tatăl nostru care ești în ceruri. Nu-i greșit să te rogi lui Iisus Hristos. Știți cu cine s-a rugat lui Iisus? Ștefan, când o folovi cu pietre. Doamne Iisuse Hristoase, s-a rugat direct primește Duhul meu la tine. Adică și nu le ține seama păcatul acesta. A vrea să ne rugăm în seara aceasta să-i mulțumim Dumnezeu pentru priceputa ceva. Da. Plictisitor. Aș vrea să -i spunem, vreau vrea să-i spunem Domnului, vreau să-ți mulțumesc, Tată Ceresc, că ești un Dumnezeu în trei persoane și un singur Dumnezeu. Îți mulțumesc Dumnezeule Tată că existi, îți, Dumnezeu, îți mulțumesc Duhul Sfânt că existi, îți mulțumesc Dumnezeule Iisus Hristos că existi. Amin, amin. Afirm și probabil că și în laudă va trebui ca să lăudăm mai mult Duhul Sfânt. Ar trebui să lăudăm mai mult pe Iisus Hristos. Ar trebui să lăudăm mai mult pe Dumnezeu Tatăl. Mi se pare că noi, probabil, de multe ori așa am învățat Domnul Iisuse Hristos rugați-vă Duhului Sfânt în rozi. S-ar putea să primiți niște lucruri fantastice. Ascultați-mă. Când am trecut pe cazurile astea, știți că n-am mai rugat zile întregi decât Dumnezeu Duhului Sfânt. Zic, zi ceva. Șoapta ta, zefirul, și când închideam ochii, îl vedeam pe Iisus Hristos pe cruce. Duhul Sfânt mă ducea la Golgota. M-a rugat Duhului Sfânt și mă trimis la Iisus. Vrea ca să l iubim altfel pe Dumnezeu. Nu suntem politeiști, avem un singur Dumnezeu. Dumnezeu nostru este unu. Eu sunt Dumnezeu, unu. Unitate în trei, trei în unu. Da, șefi sunt egali. Numai că așa cum într-o familie bărbatul e primul între egali. <laughs> Dumnezeu, tatăl, e primul între egali. Dumnezeu, fiul, este al doilea între egali. Și Dumnezeu, Duhul Sfânt, este al treilea între egali. Dacă tot vreți așa, cum soțul este întâi între egali. Și soția este a doua între egali. M-am uitat la bărbat. Eu vă luminați. asta spune Biblia. Ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu și pe cei care sunteți pe internet să putem să spunem și mă bucur că biserica noastră poartă numele ăsta frumos de Sfânta Trăime. Și pentru cei care nu știți sigla noastră, duceți-vă afară. Și una dintre cele mai vechi reprezentări ale Trinității. Crucea E o frunză de trifoi cu trei foi. Asta este. A fost cea mai veche, cea mai veche simbol al Trinității ce avem noi pe Biserică Sus. Găsit în catacombe. Pentru că înainte de a fi dat la lei, își afirmau Trinitatea. Înțelegeți? cu o frunză din aceasta de trifoi. Domnul să ne ajute să iubim Sfânta Treime. Ne ridicăm în picioare și haideți din toată inima. Să ne rugăm Domnului și Sfinte Treime. În numele Lui Isus și apoi cântăm o cântare frumos. Amin.